Echipa PSD Mehedinți, alături de candidata la funcția de primar Marinela Dumitrele, au fost printre cetățenii din Obârșia de Câmp pentru a afla problemele pe care comunitatea de aici le are. Proiecte ample vor avea loc în perioada următoare, promite candidata PSD la funcția de primar. Sâmbătă a fost prima zi de campanie electorală pentru alegerile parțiale din 27 iunie pentru funcția de primar la Obârșa de Câmp. Racordarea la rețeaua de apă și canalizare, dar și asfaltarea ulițelor sătești sunt principalele obiective pe care Partidul Social Democrat le are în perioada următoare în aceste localități. Prezent printre cetățenii de la Obârșa de Câmp a fost și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a arătat încă o dată faptul că interesul cetățenilor este pe primul loc. Șeful de la Consiliul Județean anunță faptul că locuitorii de aici vor beneficia în curând și de două dispensare, unul în Izimșa, iar cel de-al doilea în Obârșa de Câmp. Mi-am petrecut prima zi de campanie electorală pentru alegerile din comuna Obârșa de Câmp, pentru funcția de primar. Printre locuitorii celor două sate care aparțin de această comună, alături de candidata Partidului Social Democrat la funcția de primar, doamna Marinela Dumitrele, alături de colegii mei din organizația PSD Mehedinți, în principal alături de colegii din această organizație locală, și am discutat cu foarte multe persoane în cursul zilei de astăzi, așa cum am mai făcut-o și cu alte ocazii. Am expus oamenilor ceea ce dorim noi să facem în următorii ani pentru binele locuitorilor comunei Obârșa de Câmp. În special dorim să se implementeze cât mai repede rețelele de alimentare cu apă și de canalizare, astfel încât toate gospodăriile să fie racordate la astfel de rețele, să înceapă asfaltarea tuturor ulițelor din cele două sate și nu în ultimul rând să se realizeze două dispensare medicale, pentru că locuitorii acestei comune au nevoie ca atât în Izimșa cât și în Obârșa de Câmp cei doi medici de familie să-și desfășoare activitatea în condiții decente. Mai sunt și alte obiective pe care noi ni le-am propus și am încredere în candidata Partidului Social Democrat la funcția de primar că va obține votul oamenilor la alegerile din 27 iunie, astfel încât va avea posibilitatea, susținută de mine și de colegii mei din organizația județeană, să implementeze aceste proiecte. Mergând din poartă în poartă, Marinela Dumitrele, candidat PSD la funcția de primar, a avut într-adevăr un început promițător de campanie electorală. Pe lângă faptul că va continua proiectele deja începute, Marinela Dumitrele vine cu idei concrete, astfel încât nivelul de trai al locuitorilor din Obârșa de Câmp să se îmbunătățească considerabil. Am decis să candidez la funcția de primar al comunei Obârșa de Câmp din partea Partidului Social Democrat, dintr-un motiv important pentru noi toți. Îmi doresc această comună să fie unul dintre locurile pe care și-l dorește orice familie. O comună prosperă, cu oameni fericiți, unde grija zilei de mâine să nu mai fie principala problemă. Sunt convinsă că împreună cu conducerea Consiliului Județean vom reuși să ducem la îndeplinire toate proiectele începute în ultimele 6 luni. Alături de cetățenii din cele două sate, Obârșa de Câmp și Izimșa, a fost și deputatul PSD Alin Chirilă, pentru care bunăstarea cetățenilor s-a dovedit a fi o prioritate și de această dată, în anii precedenți reușind să aducă investiții importante în județul nostru din funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Mereu în sprijinul mehedințenilor, Alin Chirilă este alături de candidata PSD la funcția de primar, făcând tot ce îi stă în putință ca toate obiectivele pentru această zonă să fie duse la bun sfârșit. Astăzi am fost alături de doamna Marinela Dumitrele împreună cu domnul președinte Aladin Georgescu și de toți colegii noștri din organizația PSD Obârșa de Câmp pentru a marca prima zi de campanie electorală din această perioadă. Tot timpul am fost printre oameni și chiar dacă acest guvern se opune dezvoltării comunelor noastre și a României, noi încercăm din funcție pe care le avem să ducem proiectele pe care am început pentru noi din mai departe. Avem multe proiecte de făcut și în această comună și alături de doamna Marinela Dumitrele, bună cu domnul președinte și cu toți colegii noștri din PSD, vom încerca să facem tot ce putem noi pentru această comună. Sperăm să fie o campanie frumoasă, o campanie în care toți să venim cu idei pentru această comună. Eu îi doresc mult succes. Sunt convins că doamna Marinela Dumitrele va fi prima acestei comune, iar noi promitem că vom fi alături de dumneai. Alături de organizația PSD Mehedinți au fost în primul rând cetățenii comunei. Aceștia au încredere că viața lor se va schimba în bine și vor avea condiții mai bune de trai cu Marinela Dumitrele în scaunul de primar. Da. Nu e nicio problemă. Bine, să punem umărul să ajutăm și noi. Da, normal. Păi de la noi, din sat. Da, și gospodin. Să aveți o zi minunată. La fel și dumneavoastră. Și spor în toate.
toată isteață și să facă ceva, că până acum nu s-a făcut nimic în satul ăsta, că de vedeți. Aveți încredere în ea că va rezolva toate problemele? Păi și o împingem de la spate dacă nu vrea. Face ce trebuie. Dar e fată muncitoare. Cu speranța că nivelul de trai din Obârșa de Câmp și Zimșa va crește semnificativ, locuitorii de aici oferă cu încredere votul către candidata PSD la alegerile din 27 iunie. Mai este puțin până când cetățenii din cele două sate vor uita de praful și noroiul de pe ulițe și mai mult de atât aceștia vor avea câte un dispensar în localitatea lor, sănătatea fiind una din prioritățile administrației județene pentru toți locuitorii județului nostru.